Trei elevi din Arad sunt cercetați pentru că le-ar fi cerut taxă de protecție altor colegi. Adolescenții ar face parte dintr-un veritabil grup infracțional care se ocupă cu șantajarea elevilor. Cei care nu se conformau și nu dădeau bani erau bătuți și amenințați, spun anchetatorii. Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Cei trei adolescenți din județul Arad sunt cercetați pentru loviri, violențe și șantaj. Primele date ar arăta că elevii le-ar fi impus taxă de protecție altor liceeni. Mai exact, le cereau diverse sume ca să-i ferească de agresiuni verbale sau chiar fizice. În urma verificărilor a reieșit că un tânăr de 16 ani din localitatea Șiria ar fi fost agresat și șantajat de alți trei tineri cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani din municipiul Arad și din satul Mănăștur, în zona lacul Pădurice din municipiul Arad. Anchetatorii bănuiesc faptul că tinerii ar face parte dintr-un grup infracțional. În cauză au fost întocmite dosare penale sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de loviri și alte violențe și șantaj, cercetările fiind continuate de polițiști sub coordonarea procurorului de caz de pe lângă judecătoria Arad, în vederea luării măsurilor legale care se impun.